acestei finanțări depusă de reprezentanții oficiale clubului de fotbal, ca urmare a faptului că dânșii au dorit să acceseze finanțare de la Consiliul Județean și au depus o solicitare scrisă de încetare a contractului de finanțare la Primăria Municipiului Brăila pentru ultima tranșă restantă pe care o mai aveau de primit în momentul în care ajungeam la termen. Da, și nu se poate reveni pentru că acel proiect de la Consiliul Județean nu a putut fi luat. Este o discuție la care nu pot să vă răspund. E o comisie care analizează inclusiv auditul primăriei vis-a-vis de posibilitatea de continuare sau nu, ca urmare a faptului că solicitarea respectivă a fost depusă și a produs niște efecte. Să înțeleg că ei v-au solicitat o reluare, da, a contractului. Da. Și acum este în analiză, nu pot să vă spun momentan. Deci, dacă e legal, sunteți dispus să luați în considerare dacă această legal, variantă. Da. 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 Mă întorc puțin la cazul cu basketul. Și la început știați că acest club este privat. Da, și l-am susținut. Da, și l-ați susținut și s-au angajat în competiții în baza unor promisiuni de la dumneavoastră, respectiv de la primărie, pentru finanțare. Ca acum să susțineți în continuare acest lucru, că acest club este privat, îi se pare domnului Mircea Totolici? Dintotdeauna am spus că acest club este privat și atunci când primăria a dat finanțare, și acum când dânșii au cerut o finanțare suplimentară. Da, dar dumneavoastră acum o folosiți ca scuză. Asta nu, vrea nu. Totolici să din spună. Dintotdeauna noi am știut că aceste cluburi sunt private, cu excepția Handball Club Dunărea Brăila. Toate aceste entități sunt private. Ele aparțin unor persoane care dispun în totalitate de cheltuielile clubului, de angajamentele financiare ale clubului, de contractele cu sportivii și așa mai departe. La un moment dat ar trebui să analizăm care este, și nu sunt eu cel mai în măsură aici, dar am putea să facem la un moment dat chiar o consultare publică. Ce este cel mai important? Să susținem cluburi, ONG-uri de drept privat pentru a plăti salarii unor jucători sau pentru a organiza competiții și susține echipele de juniori din municipiul Brăila? Păi depinde de echipe, domnul primar, în funcție de rezultatele pe care le au în competițiile sportive, adică Cuza Sport Brăila. S-a auzit despre Cuza Sport Brăila în toată țara. Noi, primăria, v-am zis mai departe, am finanțat acest club cu 789.000 de lei plus încă 20.000 de lei. Și ca să-i creștem pe juniori să ducă la alte cluburi din țară? Nu, pentru a-și desfășura activitatea. Primăria nu a intervenit niciodată în managementul acestui club. Primăria nu a semnat niciodată contracte pentru jucători. Primăria nu a spus niciodată cine să joace. Nu a avut discuții privind antrenorii, nu a avut discuții privind aducerea unor jucători, plata lor sau retragerea unora de pe teren. Absolut niciodată. Este o chestiune de management privat a unui club care este condus de niște persoane. Dacă banii respectivi sunt mulți sau sunt puțini, cu siguranță pe lângă cei de la Primăria Municipiului Brăila pot exista și bani privați. De asemenea, eu știu că aceste cluburi, pe lângă banii de la primărie, percep și anumite taxe sau contribuții de la părinții care au copiii la cluburile respective. Dar este real faptul că în luna 7 ați transmis către Federația Română de Basket o adresă pe care ați semnat-o, sau mă rog, care purta adresul primăriei, în care, citez, solicitați Federației înscrierea Cuza Sport în Liga Națională de basket masculin sezon 2018-2019, asigurând faptul că și pentru administrația publică este foarte importantă o astfel de activitate sportivă. Da, bineînțeles. Da. Este adevărat, a semnat-o tocmai pentru a demonstra că primăria a alocat și va aloca în continuare bani pentru adică sport. Și apoi, unde s-a rupt? Nu am exact în acest moment la conferința de presă datele la care Primăria Municipiului Brăila a făcut finanțări către Cuza Sport, dar după conferință pot să vă trimit pe e-mail-urile pe care le am data acestei adrese și datele ulterioare dacă Primăria a virat bani către clubul respectiv și după transmiterea acestei adrese sau nu. Avem documente, totul este transparent prin cont, se poate vedea exact. Da.